ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकाय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi
Bună seara, dragi invitați, și bine ați venit la seminarul nostru, la continuarea seminarului nostru intitulat Yoga Sutra, esența aforismelor lui Patanjali, unde vom continua cu aforismul numărul 5 și acest lucru ne va fi prezentat de Radha Govinda, timp de o oră și puțin, după care vom avea o scurtă perioadă de întrebări și răspunsuri. Vă rog frumos să țineți pe mut pe toată durata discursului și totodată vă rugăm, dacă sunteți alături de noi pe Zoom, să vă porniți camerele pentru a putea face experiența puțin mai personală. Haideți să ascultăm împreună. Okay. Bună seara, dragi prieteni! Deci continuăm, cum a menționat Cosmin, continuăm astăzi cu aforismul 5 din Yoga Sutra al înțeleptului Patanjali. Și noi discutăm în prezent capitolul 2 din Yoga Sutra, care se numește Sadhana Pada, capitol despre practică, capitol despre o anumită cale spirituală care aduce la perfecțiunea, despre care înțeleptul Patanjali a vorbit în primul capitol, care se numește Samadhi Pada, sau capitolul despre extazul mistic yogin. În această referință, scripturile vedice folosesc mai multe cuvinte erudite în referință la cuvântul sadhana, deci Sadhana Pada. Sadhana Pada înseamnă capitol despre practică. Cuvântul sadhana are un sinonim, abhyasa, abhyasa yoga yuktena. Krishna îl folosește mai deseori în Bhagavad Gita, Patanjali îl folosește în capitolul 1 din Yoga Sutra, dar el înseamnă același lucru. Abhyas sau sadhana înseamnă o practică, o metodă prin care atingem obiectivul sau finalul practicii noastre spirituale, care mai este numit de asemenea sadhya. Persoanele care practică o sadhana sau o cale spirituală sunt numiți sadhaka, sau ei de asemenea sunt numiți cu cuvântul sadhu. Sadhu înseamnă puțin altceva. Sadhu de asemenea mai înseamnă, sadhu provine de la sanscrita sat, ceea ce înseamnă eternitate, sau uneori se mai traduce ca persoanele care
își stăpânesc sadripul, ceea ce înseamnă își stăpânesc vicele, pornirile vicioase. Și pentru feminin, un sadaka, deci este o sadvika. Sadvika înseamnă, deci, o persoană dăruită ascetismului și disciplinei spirituale, sadhana. Și cum am mai menționat, sadaka și sadvika, femeile sadvika sau bărbații sadhaka, cei care urmează o cale spirituală, ei au ca scop, ca țel, ca un obiectiv final al practicii sale spirituale, ei vor să atingă un anumit gen de perfecțiune. Și noi am discutat data anterioară că în practica karma yoga, perfecțiunea este atingerea planetelor superioare, în practica de jnana yoga, perfecțiunea este atingerea eliberării parțiale, fuziunea cu Brahman. În practica Ashtanga Yoga, perfecțiunea realizării acestei căi este realizarea supra-sufletului, supra-eului din inima al entităților vii, care este considerat de asemenea un aspect al adevărului absolut. Și în calea de Bhakti, scopul final este comuniunea de iubire cu aspectul complet al adevărului absolut, care mai este numit Bhagavan, pe care înțeleptul Patanjali îl numește cu cuvântul Ishvara în capitolul 1 din Yoga Sutra. Pentru cei care au acceptat Samadhi, iluminarea spirituală, ca scopul final al practicii yoga, în capitolul 2, începând cu yoga, cu Sutra 1, înțeleptul Patanjali oferă un proces rapid de sadhana, o practică spirituală rapidă. Și el spune, acceptarea ascetismului tapasya ca ajutor pentru purificare, studiul cărților spirituale, svadhyaya, și predarea ființei supreme, Ishvara Pranidhana, constituie yoga în practică. Mai departe, noi am discutat că aforismul 2 vorbește despre scopul și despre consecințele acestei practici de Kriya Yoga. Înțeleptul Patanjali explică, el spune, Kriya Yoga are drept scop realizarea stării de Samadhi și diminuarea cauzelor suferințelor, așa numitele klesha, despre care am vorbit data anterioară și o să mai vorbim puțin astăzi. Shankara spune că Kriya Yoga are drept ca scop, deci realizarea practică sau realizarea practică a căii de yoga. Un lucru foarte interesant despre care am menționat și data anterioară, Vyasa explică în comentariul său că cineva poate să cunoască din punct de vedere teoretic studiind scripturile sau din învățăturile maestrilor spirituale că prakriti, energie materială și purusha sau sufletul spiritual sunt diferiți. Dar Vyasa explică, fără această practică de Kriya Yoga, care este compusă din acele trei elemente despre care s-a vorbit în Sutra 1, deci fără tapasya, ceea ce înseamnă ascetism, fără svadhyaya, svadhyaya înseamnă studiul scripturilor sacre, este vorba despre un studiu serios al scripturilor sacre, și svadhyaya de asemenea înseamnă studiul sinelui. Svadhyaya de asemenea include incantarea mantrei Om, Pranava Om. Și cel mai important element din aceste trei este Ishvara Pranidhana, ceea ce înseamnă predarea față de ființa supremă. Și Vyasa explică în comentariul său, fără aceste trei practici care compun practica de Kriya Yoga, o persoană va rămâne la un nivel teoretic și niciodată nu va obține ceea ce se numește Vijnana sau o realizare practică a căii de yoga. De asemenea, scopul practicii Kriya Yoga este atingerea stării de Samadhi și, cum explică comentatorii în comentariile sale, că practica Kriya Yoga are ca scop, de asemenea, diminuarea kleshaurilor sau cauzelor suferințelor. Klesha se mai traduce ca cauza suferințelor, klesha se traduce ca cauza reacțiilor karmice. Klesha înseamnă anumite obstacole în calea avansului spiritual care aduc la reacții karmice în cadrul ciclului de naștere și de moarte care este numit samsara. Și data anterioară noi am vorbit cum practic se întâmplă acest lucru din punct de vedere cum practica de Kriya Yoga distruge bija karma sau distruge semințele
reacțiilor karmice. Totul începe de la avidea, de la ignoranță. Astăzi o să vorbim în amploare despre avidea, ce este ignoranța. Din cauza ignoranței, în inima entității vii apare bija, o dorință de a fi implicat în activitate materială. De la început, activitățile noastre în cadrul existenței materiale nu neapărat sunt păcătoase, ele sunt inocente. Pentru că, în acord cu scripturile vedice, primele noastre nașteri sau reîncarnări în ciclul de naștere și de moarte au fost pe planetele superioare. Deci noi am decăzut din lumea transcendentală la început în planetele superioare. Și primele noastre dorințe, nu neapărat că au fost păcătoase, ele au fost cumva inocente, dar treptat, din cauza asocierii cu energia materială, din cauza condiționării de energia iluzorie, de energia iluzorie care este cunoscută Maya, în inima entității vii apar bija, apar tot felul de dorințe vicioase, păcătoase, care treptat se transformă în papam, ceea ce înseamnă în acțiuni păcătoase. Aceste acțiuni păcătoase sau vicioase, ele aduc la reacții care la început, primul stadiu al acestor reacții se află într-o stadie nemanifestată, care tehnic se numește aprarabdha. Și a doua reacție care se manifestă ca o consecință al activităților vicioase este prarabdha, reacția manifestată care se manifestă mai târziu ca suferință. Dar aprarabdha, reacțiile nemanifestate, se manifestă mai departe în formă de kutam, ceea ce înseamnă o dispoziție sau o anumită mentalitate vicioasă de a repeta acest lucru din nou, încă o dată. Deci, de exemplu, i-a spus un cuvânt urât vecinului. Da? Datorită acestei activități, noi primim două reacții. În viața viitoare, cineva ne va spune un cuvânt urât, probabil un vecin de-al nostru ne va spune un cuvânt urât sau ne va pune muzică, manele, la ora 3 dimineața. Și a doua reacție va fi că noi, în viața viitoare, de asemenea, vom avea o dispoziție de a repeta acest lucru. De a repeta, de a continua să spunem cuvinte urâte, de a continua să înfăptuim activități vicioase pe care le-am înfăptuit în viețile anterioare. Deci, karma este foarte tricky, karma este foarte o lege foarte, foarte complicată. Și singura metodă de a opri acest ciclu vicios al reacțiilor karmice este de a practica Kriya Yoga, de a practica tapasya, pentru că este austeritate să nu răspunzi vecinului sau să nu te duci la vecin la 3 de noapte și să-l rogi să dea puțin sunetul manelor mai încet. Deci este o tapasya, este o asceză de a tolera acest lucru. Mai departe, este o practică foarte importantă de a practica Ishvara Pranidhana sau predarea față de Persoana Supremă, care, cum am mai vorbit în capitolul 1, Vyasadeva îl descrie pe Ishvara ca pe stăpânitorul legii karmei. Și în final, anume, Ishvara este persoana care oprește reacțiile karmice și care își le asumă sie prin intermediul maestrului spiritual. Un guru își asumă o parte din reacțiile karmice ale discipolului, Ishvara își asumă o altă parte ale reacțiilor karmice asupra sa, adică Divinitatea Supremă. Și însuși procesul de yoga are puterea de a arde aceste reacții karmice. Și noi am citit acest verset din Padma Purana în care se explică Aprarabdham palam papam kutam bijam palam mukam kraminaiva prelete vishnut bhakti ratatmana. Reacțiile nemanifestate acumulate de multe vieți la rând, adică aprarabdha karma, reacțiile adormite, da? Adică aceste kutam și bijam, reacțiile trezite și abia manifestate, împreună cu reacțiile complet manifestate, toate aceste tipuri de reacții păcătoase karmice sunt distruse una după alta în această secvență atunci când o persoană se angajează în bhakti, serviciul devoțional al Domnului Vishnu. Bhakti și yoga sunt sinonime în contextul acestei afirmații din Padma Purana. Încă avem o definiție foarte interesantă în Bhagavad Gita, se spune ce este karma. Există foarte multe definiții al legii karmei. În Bhagavad Gita, în capitolul
8 este versetul 3. Krishna spune, Bhuta bhavat bhava karo visarga karma samgita. Acțiunea care ține de dezvoltarea corpurilor materiale ale ființelor este numită karma sau activitatea fructoasă. Și despre aceste activități fructoase o să vorbim puțin mai târziu. Dar ideea este că în concluzie comentatorii toți explică că prin Kriya Yoga sau prin practica de sadhana, semințele karmice sunt arse și nu mai înfloresc pentru a produce experiențe repetate în samsara. Și cum am mai menționat, scopul acestei practici al Kriya Yoga este realizarea practică a căii de yoga, deci vigiana, realizarea practică, realizarea stării de samadhi, despre care Patanjali a povestit în capitolul 1, și diminuarea acestor kleșa sau suferințe care spunem așa, care reprezintă o rădăcină al acestui proces karmic în ciclul de naștere și de moarte în lumea materială. Și Sutra 3 oferă o descriere al acestor kleșa, deci acestor 5 kleșa de bază. Sutra spune, tulburările kleșa care produc suferință sunt ignoranța, sentimentul individualității, atracția, repulsia și agățarea de viață. Acum, din punct de vedere etimologic, cuvântul kleșa provine din rădăcina kliș. Kliș înseamnă a tortura, kliș înseamnă suferință. Kliș mai înseamnă, uneori se mai traduce ca durere. Și kleșa, deseori comentatorii traduc acest cuvânt kleșa ca diferite obstacole în calea avansului spiritual, care, în primul rând, împiedică mintea să realizeze natura sinelui intrinsec. De asemenea, aceste kleșa întăresc influența modurilor naturii materiale. Deci atunci când noi suntem afectați de ignoranța avidea, când suntem afectați de sentimentul individualității, adică de falsul ego, despre care o să mai vorbim mai târziu. Atunci când cineva este foarte tare afectat de raga, ceea ce înseamnă atracție, și de repulsia de dveșa și de abhinivesha, din cauza aceasta, mintea lui, conștiința lui este foarte tare afectată de modurile naturii materiale care întunerică percepția realității. De asemenea, kleșa, cum am mai menționat, ele produc reacții karmice și ele împiedică starea de samadhi. Următorul verset sau următoarea sutra, aforismul 4, explică prima dintre aceste 5 kleșa, care este avidea. Și înțeleptul Patanjali spune, avidea sau ignoranța este sursa kleșaurilor care urmează fie că acestea sunt în stare latentă, atenuată, alternantă sau viguroasă. Și aici avem încă o afirmație foarte, foarte importantă. Deci avidea este sursa acestor kleșa. De asemenea, cum am văzut aici, că avidea, ignoranța, este sursa acestor bija sau dorințe păcătoase care aduc la acțiuni, care la rândul său aduc la două tipuri de reacțiuni. Deci reacțiuni în formă de suferință și reacțiuni în formă de tendințe de a repeta aceste lucruri din nou. Și Mad Bhagavatam descrie 5 aspecte ale ignoranței. Scripturile vedice au mai multe explicații a ceea ce este avidia. Data anterioară i-am citat niște versete din Upanishade, dar Bhagavat Purana explică 5 aspecte al avidia și primul dintre ele este tamisra, ceea ce înseamnă invidia sau rebeliunea față de persoana supremă, care a generat aceste semințe de activități individuale, de bija și de care stă în spatele acestui proces de condiționare al entității din ciclul de naștere și de moarte. Al doilea aspect care acoperă conștiința entității vii este anda tamisra, ceea ce înseamnă frica de moarte. Bhayam dvitiyani veshutak syadisha de petasya viparya smriti. Aceeași Bhagavat Purana afirmă că atunci când entitatea vie se întoarce cu spatele la entitatea, la divinitatea supremă, adică devine rebelioasă față de persoana supremă, atunci ea își pierde legătura cu persoana supremă și din cauza aceasta, cum se spune în limba engleză, he's on his own, ea rămâne singură, deci ea
nu mai simte că este sprijinită de persoana supremă, ea rămâne singură, ea începe să se identifice cu corpul său fizic din cauza ignoranței și ca o consecință apare o frică panică față de moarte. Încă un aspect care acoperă conștiința entității vii ca rezultat al ignoranței sau încă un aspect al ignoranței este tamas. Tamas înseamnă identificarea totală cu corpul nostru. Noi avem tendința cumva să idolatrizăm acest corp. Noi avem tendința cumva să prelungim cât mai mult viața acestui corp, dar corpul întotdeauna ne spune bye-bye pentru că el este afectat de modurile naturii materiale și el se supune legii karmei și nu dorințelor noastre proprii. Încă un aspect al ignoranței despre care am vorbit data anterioară este moha, ceea ce înseamnă atașamentul de proprietate, de familie și față de țara în care ne-am născut. Naționalismul, cu alte cuvinte, este un aspect al ignoranței în acord cu scripturile vedice. Și ultimul aspect al ignoranței în acord cu Bhagavad Purana este maha moha, ceea ce înseamnă obsesia și nebunia după bucurile materiale. Deci când purușa, sufletul, se identifică cu corpul său material, primul gând cu care el sau ea se trezește dimineața este cum o să-mi gratific astăzi ochii, cum o să-mi gratific astăzi urechile, nasul, limba, genitalele, pielea și așa mai departe. Deci cum o să-mi gratific, cu alte cuvinte, corpul meu fizic, pentru că eu mă identific complet cu acest corp. Și Sutra 5, despre care o să vorbim astăzi, oferă detalii și mai specifice despre natura acestei ignoranțe, despre avidia, în care înțelepțul Patanjali spune: Anitya asuci dukkha anatma su nitya asuci sukha atma kyatir avidya. Ignoranța este a lua ceea ce e non-intern, impur, dureros și non-atman, adică non-suflet, ca fiind etern, pur, fericit și atman sau suflet. Cum am mai menționat, există sute și sute de definiții, diferite definiții a ceea ce reprezintă avidia. Un singur lucru este foarte clar. Avidia reprezintă rădăcina existenței noastre materiale. De ce eu m-am gândit astăzi să dedicăm încă o discuție doar acestui concept de avidia? Pentru că dacă înțelegem natura acestei avidia, înțelegem cum să diminuăm influența lui avidia, atunci obținem cheia eliberării din ciclul de naștere și de moarte. Obținem cheia eliberării sau cheia iluminării spirituale. Pentru că avidia reprezintă cel mai mare obstacol în calea avansului spiritual. Avidia este rădăcina reacțiilor karmice, avidia este rădăcina samsara, existenței în ciclul de naștere și de moarte. Avidia este rădăcina acestor kleșa, care sunt surse sau obstacole în calea avansului spiritual și kleșa de asemenea se mai traduce ca sursa suferințelor în cadrul existenței materiale. De ce unii maestri spirituali spun că ignoranța, avidia, it's a silent killer of happiness. Deci atunci când suntem afectați de aceste kleșa, noi nu avem cum să fim fericiți nici din punct de vedere material, nici din punct de vedere spiritual. Haideți să mai auzim încă o dată o definiție al ignoranței care a fost dată de Edwin Bryant, pe care o să o folosim astăzi în continuare, în discuția de astăzi. Noi am mai citit-o parțial data anterioară, dar Edwin Bryant explică, el spune: În sanscrită, cuvântul pentru ignoranță este avidya. Precum în limba română avem cuvintele ateu, amoral. Prefixul a înaintea cuvântului din sanscrită indică negarea acelui obiect. Deci avidya, tradus literalmente, înseamnă lipsă de cunoaștere, vidya. Dar ignoranța, spune Vyasa, nu este doar absența cunoașterii adevărate, dar un anume fel de percepție de sine stătător, o percepție a realității care se află în conflict cu cunoașterea adevărată. Deci ignoranța nu înseamnă doar lipsa de cunoaștere. Ignoranța înseamnă un mindset, o anumită stare de spirit. Unele Upanishade descriu foarte limpede. Avidia este o energie. Deci nu doar lipsa de cunoaștere. Spun că avidia este un gen de energie întunecată
care este de fapt primul aspect al energiei materiale cu care entitatea vie intră în contact atunci când intră în domeniul material, căzând, decăzând din domeniul transcendental, din lumea spirituală. Și mai departe el explică, avidia nu are sensul de lipsa cunoașterii sau de prostie. Este mai mult o cunoaștere greșită, o cunoaștere iluzorie, în sensul confundării realului cu irealul. Deci uneori se mai spune că avidia este sinonim cu cuvântul maya. Maya înseamnă iluzie. Maya înseamnă nebunie. Da? Maya înseamnă o percepție absolut eronată despre realitatea spirituală. Deci avidia, maya sunt sinonime. Deci avidia nu are sensul de lipsa cunoașterii sau de prostie. Este mai mult o cunoaștere greșită, o cunoaștere iluzorie, în sensul confundării realului cu irealul, a eternului cu efemerul și a spiritului cu materia. Unul dintre comentatorii al Yoga Sutrei, pe nume Vigyana Bhikshu, el oferă un exemplu clasic, vedantic, din scripturile vedice, a ceea ce este avidia, și el spune, considerarea corpului și a lucrurilor ce se manifestă în lume ca fiind reale și eterne, este întocmai precum confundarea argintului cu sideful. Deci, sideful arată ca argint, dar nu este argint. În mod similar, noi credem că viața materială este viața noastră adevărată, dar nu este viața noastră adevărată. Este doar un matrix în care acum noi suntem prinși temporar. Și scopul practicii yoga este de a ne elibera din acest matrix al existenței materiale. Hariharananda, încă un comentator al Yoga Sutrei, el dă încă un exemplu clasic, vedantic, este exemplul cu șarpele. O persoană se plimbă la sfințit și se împiedică de o fringhie și, considerând că a dat peste un șarpe, se îngrozește. În mod similar, ignoranța este confuzia unui lucru cu altul, adică a vieții temporare cu viața eternă, a corpului nostru cu sufletul, cu purușa, despre care o să mai vorbim mai târziu. În această sutră pe care am citit-o, în sutra 5, Vyasa explică că ignoranța include în sine patru confuzii sau patru considerări false. Prima este a considera ceea ce nu este etern, adică anitya cu a fi etern, nitya. A doua este a considera ceea ce este impur, ashuci, ca fiind pur sau shuci. A treia este a considera suferința, dukkha, ca fiind fericirea, sukha. Și a considera corpul, anatman, a fi sinele sau sufletul, atman. Haideți să vorbim puțin despre aceste patru confuzii sau patru aspecte ale lui avidia, ale ignoranței. Deci începem cu prima, a considera ceea ce nu este etern, anitya, cu a fi etern, nitya. Cuvântul anitya este un cuvânt foarte interesant, care deseori este întâlnit în scripturile vedice. Anitya înseamnă incident, anitya mai înseamnă neregulat, anitya mai înseamnă instabil, anitya înseamnă incert, anitya înseamnă vremelnic. Și să vedem câteva exemple care ni le oferă maestrii spirituali în această referință despre ce este anitya, deci ce nu este etern. De exemplu, noi tratăm corpul nostru de parcă el ar fi etern. Și există oameni care sunt obsedați de a face operații plastice pentru a continua cât mai mult durata acestui corp, ca el să arate cât mai tiner, cât mai mulți ani. Da? Deși, în final, după operații plastice, corpul arată extrem de groaznic. Da? Chiar Mahabharata spune că frumusețea corpului nostru nu este frumusețea exterioară. Frumusețea unei persoane în vârstă este înțelepciunea lui și nu frumusețea corpului lui sau a ei. Deci o persoană în vârstă este frumoasă în funcție de intelectul sau în funcție de înțelepciunea pe care și-a dezvoltat-o și a cultivat-o pe parcursul vieții. Sau, de exemplu, regii care își construiau sau dictatorii care gândeau că imperiile lor vor rămâne etern și ei vor rămâne în fruntea acestor imperii. O iluzie absolut de mare. Da? O iluzie foarte, foarte mare. Pentru că
ups, ne pare rău, dar nimic nu este etern în această lume materială. Singur lucru care este etern în această lume materială este schimbarea. Da? Restul, nu există nimic etern. Exista un filozof antic, din Grecia antică, dacă nu mă înșel, Cratilus, care spunea că nici nu mai vroia să răspundă la întrebări, pentru că totul este atât de temporar, că în momentul în care tu ai început să pui întrebare, lucrurile despre care întrebi deja au început să se schimbe. Mai are rost să mai vorbesc despre ele. Prin urmare, Cratilus prefera doar să tacă, deși era un înțelept foarte, foarte profund. Corpul nostru, de asemenea, inevitabil suferă 6 modificări. Nașterea, creșterea, tinerețea, reproducerea, îmbătrânirea și moartea. Corpul, cum am mai menționat, ne spune adio, ne spune ceau. Și toate evenimentele din fizice și mentale din viața noastră, de asemenea, ele apar, ele se schimbă și, la un moment dat, ele dispar. Dar, din păcate, sub influența ignoranței, entitatea vie consideră lucrurile care nu sunt eterne ca lucruri care sunt eterne și care sunt demne de a investi energie și cel mai rău de a investi vieți. Deci când investim o viață întreagă într-un corp care oricum ne va părăsi, este o greșeală. Scopul vieții umane nu este de a investi în corp sau în casă sau în carieră sau în familie. Scopul vieții umane este de a investi în suflet, da? De a investi în beneficiul spiritual al nostru și de asemenea al membrilor familiei noastre. Acum, al doilea aspect al lui Avidya, conform cu această sutra 5, este a considera ceea ce este impur, ashuci, ca fiind pur. Și aici vreau să spun, este un lucru groaznic cum oamenii în zilele prezente confundă aceste lucruri, lucruri care sunt murdare cu lucruri care sunt curate. De exemplu, cel mai clasic exemplu modern este de a considera că a mânca carne este ceva sănătos, este ceva pur, da? Dar conform cu scripturilor vedice, carnea este cadavru. Deci carnea este mâncare absolut în modul ignoranței, care este considerată fi doar cadavrele entităților vii. Deci, noi, în mod cumva inconștient, cumva subconștient, noi când vedem un cadavru, nu avem dorința sau tendința să ne atingem de ele. Da? Avem o repulsie față de cadavre. Dar interesant că atunci când aceste cadavre sunt gătite cu puțin piper, cu puține condimente, cu puțin oțet, atunci oamenii le consumă, le mănâncă, considerând că este ceva sănătos și ceva pur. Deci este un aspect al ignoranței. Sau, scuze, controversată întrebare despre ouă. De ce nu mâncați ouă? De ce yoginii puri? Vorbim despre yoginii care urmează regulile de yama și niyama, nu mănâncă, nu consumă ouă, dar îmi cer iertare de detalii, dar ouăle sunt considerate a fi secrețele menstruale ale găinii și de aceea, din punct de vedere al culturii yoghine, ouăle sunt considerate absolut o mâncare impură. Da, din punct de vedere a proteinelor, Hitler considera că și excrementele sunt folositoare și ei se gândeau cum să facă, îmi cer iertare de expresie, stulburger pentru a-și hrăni armata, da, armata nacistă. Dar din punct de vedere al legilor subtile, al curățenii subtile, shuci, în tradiția yoghină avem două lucruri, care este shuci sau muci. Muci înseamnă lucruri impure sau ashuci și shuci înseamnă lucruri care sunt considerate a fi pure, lucruri care sunt auspicioase. Da? De exemplu, scoica este un lucru auspicios, deși tehnic scoica este un os al entității vii, dar din punct de vedere al curățeniei subtile, scoica este un lucru auspicios. Sau, de exemplu, încă un lucru subtil, auspicios și pur este combinația dintre soare și ploaie, razele solare și ploaie, care sunt foarte purificatoare. Sau, de exemplu, praful care a fost ridicat de copitele vacilor, de asemenea, este, din punct de vedere energetic, este considerat un lucru shuci, un lucru foarte pur, care purifică conștiința. Și există lucruri impure, ashuci, din punct de vedere al efectului subtil pe care aceste lucruri le au asupra conștiinței yoginului. Și yoginul nu este preocupat de
de proteine. Yoginul este preocupat în primul rând de ce efecte au lucrurile cu care el contactează asupra conștiinței lui. Bine, al treilea aspect al ignoranței este a considera suferința dukkha ca fiind fericirea. Și aici avem un exemplu al fericirii chimice. Alcoolul, tutunul, drogurile, deci sunt substanțe psihoactive. Ele dau senzația fericirii la nivel cerebral, dar în același timp aceste substanțe, ele distrug neuronii creierului, ele distrug memoria, ele distrug concentrarea, ele creează probleme cardiace, ele creează depresii cronice și cancer. Iarăși, noi considerăm că aceste lucruri aduc o fericire, dar ele în sfârșit se termină cu suferință, cu dukkha, da? Și nu cu fericire. Și al patrulea aspect al ignoranței este a considera corpul sau anatman a fi sinele nostru, sufletul nostru. Aici aș vrea să menționez că marii maeștri spirituali ei spuneau că abecedarul vieții spirituale, deci prima realizare în viața, în calea avansului spiritual, prima realizare, este înțelegerea, măcar la nivel teoretic, că noi nu suntem corpul fizic, noi suntem un suflet care este acum prins în acest corp. Corpul reprezintă doar o haină al sufletului. Dar, din păcate, din cauza ignoranței, noi considerăm corpul a fi sinele nostru. Și în comentariul său, Vyasa citează un verset foarte frumos despre natura corpului cu care noi avem prostie să ne identificăm. El spune: cei învățați consideră acest corp a fi necurat, impur, din cauza originii, locației, susținerei, excrețiilor și a nevoii continue de a-l păstra curat și de asemenea din cauza morții sale. Și Vyasa explică mai departe, el spune: locația corpului poate părea necurată deoarece în forma embrionică este situată aproape de fluidele și excrețiile mamei. Originea sa este sperma și sângele, care tot din punct de vedere al curățeniei subtile, ele nu sunt considerate lucruri pure, ele au o influență tamasică asupra conștiinței noastre. Deci, tehnic vorbind, scripturile vedice spun că casnicii dharmici care urmează legea dharmii după interacțiunea sexuală, ei trebuie să se îmbăiască ca să se purifice. Da? Da, bineînțeles că atunci când cuplul intră într-o relație sexuală pentru a concepe un copil pe care o să-l crească în acord și o să-l educe în acord cu legile dharmice, nu e nimic impur în acest lucru, dar totuși, chiar și după acest gen de act sexual, oricum, ei sunt meniți să, ei trebuie să facă o baie, pentru că corpul oricum a fost deja contaminat. Deci, vorbim despre niște lucruri subtile și vreau să vă spun că deseori când vorbesc despre aceste lucruri, sunt puțin, cumva, țin piciorul pe pedala de frână, pentru că multor oameni li se par aceste aspecte ale culturii yogine, li se par prea fanatice, prea radicale, dar încă o dată vorbesc. Dacă vrei cu adevărat să-ți dezvolți o conștiință satvică în modul bunătății, dacă vrei să te liberezi de influența tamasică al ignoranței, atunci aceste lucruri, it's a must. Ele trebuie să fie cunoscute, pentru că dacă nu ești atent și tot timpul rămâi contaminat de lucruri în modul ignoranței, ție îți va fi foarte greu să avansezi spiritual. De aceea, Vyasa îmi spune în comentariul său, eu spune că originea este sperma și sângele, care de asemenea nu sunt pure din punct de vedere subtil. Corpul este susținut de fluide produse din diferite mâncăruri și lichide, iar excrețiile sale sunt deșeuri eliminate prin diverse părți ale corpului, urină, fecale, transpirație și mucus. Și aici o să mai citesc încă, astăzi o să avem multe citate, pentru că nu vreau să vorbesc de la mine, nu vreau să vorbesc realizările mele mentale, aș vrea să reproduc în primul rând realizările sufletelor eliberate, pentru că în acest mod vom primi un beneficiu maxim din această discuție. Și aș vrea să citez un comentariu de Bhaktivedanta Swami care explică natura corpului cu
care noi avem tendința să ne identificăm. El spune, conform cunoașterii vedice, corpul este întotdeauna mort. De exemplu, microfonul este făcut din metal. Când electricitatea trece prin microfon, acesta răspunde convertind sunetul în impulsuri electrice ce sunt amplificate și transmise către boxe. Dar când nu este electricitate în sistem, nu se întâmplă nimic. Fie că microfonul merge sau nu, el nu este nimic mai mult decât un ansamblu de metal, plastic, etc. Similar, corpul uman pare fi viu doar datorită entității vii din interiorul său. Deci doar datorită sufletului din interiorul corpului, corpul pare a fi viu. Entitatea vie, sufletul, este cel mai important element. Doar prin prezența sa, corpul apare ca fiind viu. Dar viu sau mort, corpul fizic nu e nimic altceva decât o grămadă de materie moartă. Și acum aș vrea să intrăm într-o discuție interesantă în filozofia vedică și de asemenea în cercurile spirituale din diferite tradiții spirituale din lume. Există diverse atitudini față de corpul nostru fizic sau diverse interpretări despre natura corpului nostru fizic. Care, de exemplu, Kama Shastra sau scripturile care vorbesc despre gratificarea senzuală tratează corpul într-un anumit fel. Ayurveda vorbește despre corp în alt fel. Scripturile tantrice vorbesc despre corp în al treilea fel și așa mai departe. Dar, în general, aceste diferite concepții despre corpul nostru fizic pot fi reduse la trei. Da? Trei concepții sau trei atitudini de bază. Prima este o atitudine romantică, a doua este o atitudine de aversiune față de corp, o atitudine de repulsie față de corp și a treia este o atitudine echilibrată, o atitudine de folosire al acestui corp în avantajul avansului nostru spiritual. Haideți să analizăm aceste trei abordări. Deci o să începem cu prima dintre ele, care este atitudinea spirituală romantică față de corpul nostru. De obicei, în timpul conferințelor de gen mind, body, spirit sau atunci când se vorbește despre despre diferite practici de yoga, despre diferite practici spirituale sau semi-spirituale de meditații, la diferite conferințe despre dezvoltare personală, deseori apare acest concept că corpul nostru este ceva divin. Deci corpul nostru este ceva absolut necesar, corpul nostru este ceva de care trebuie să avem grijă și avem diferite citate de genul trupul nostru firav și glorios este o catedrală cosmică plină de sacralitate. Ok. Sau, corpul este adevărul tău de bază, așa cum nu te vei împotrivi niciodată lui. Ori de câte ori te împotrivești corpului fizic, te împotrivești lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, de fiecare dată când corpul tău vrea sex, de fiecare dată când corpul tău vrea alcool, de fiecare dată când corpul tău vrea droguri, de fiecare dată când corpul tău vrea carne, sau alte prostii, nu trebuie să te împotrivești, pentru că te împotrivești lui Dumnezeu. Nu? Bun, încă un citat. Atunci când propriul corp te va încânta, el îi va încânta și pe alții. Mulți bărbați se vor îndrăgosti de tine pentru simplu motiv că tu ești îndrăgostită de tine, adică de corpul tău fizic. Și acum vreau să spun că scopul general al acestor afirmații, pe care eu le-aș considera cumva extreme, care nu neapărat sunt greșite complet, da? Este de a învăța pe oameni să ducă un mod de viață satvic și să aibă grijă cât de cât de corpul său fizic, care trebuie să fie tratat într-un mod corect. Dar, din păcate, deseori, în cercurile spirituale de gen Yoga New Age și așa mai departe, deseori, din păcate, atunci când oamenii sunt lipsiți de o concepție holistică spirituală despre ce reprezintă calea avansului spiritual sau urmașii acestor căi obțin o concepție cumva
parțială despre ce, care este scopul final al practicii spirituale. Atunci oamenii au tendința să aducă sau să reducă aceste învățături la o percepție narcisistă, spiritual narcisistă, și au tendința să înceapă să venereze, să adore corpul său fizic. Și dacă anterior ei cumva își bucurau simțurile sale în cadrul concepției materialiste grosiere, acum ei își gratifică simțurile în cadrul unor concepții pseudo-spirituale mai subtile, mai sofisticate, și atunci în numele armoniei energiilor masculine și feminine prin intermediul sexului tantric, sau în numele meditației divine, fumând hașiș și marihuana, care, bineînțeles, preliminar a fost oferit zeului Shiva, noi vom atinge iluminare spirituală. Deci oamenii, din păcate, din cauza acestei atitudini spirituale romantice în față de corp, ei devin și mai condiționați de corpul său fizic, care, tehnic vorbind, este o povară pentru suflet, da? Care este, uneori se compară ca un cancer pentru suflet. Este o boală care trebuie să fie tratată într-un mod corect. Acum să analizăm o altă atitudine, atitudinea de aversiune față de corpul nostru grosier, care de asemenea este un aspect al ignoranței sau abordare ignorantă față de corp. Deci aici avem o altă extremă, cum am mai menționat, ați văzut acele cranii cu inscripția înfiorătoare care spune ce sunt eu, vei fi și tu, ce ești tu, am fost cândva și eu. Da? Și aici avem afirmații de gen, corpul este o închisoare, un mormânt al sufletului. Căci țărâna ești și în țărâne te vei întoarce. Sau afirmații de gen, Sfântul Francisc spunea despre corpul său, el trata corpul său ca pe un măgăruș și el spunea, eu voi suporta toate bătăile voastre, fiindcă nu mă bateți pe mine, ci pe măgarul corpul meu, care este cel mai mare dușman al meu. Și Sfântul Francisc spunea, corpul meu este măgărușul meu, el trebuie să muncească din greu, da, ca să nu mă condiționeze. Sau un Bhagavad Purana, de asemenea, care este considerată a fi Amala Purana, una din cele mai pure Purana, scripturi vedice, spirituale, care îl descrie în amploare pe cine este Ishvara. Deci, cum am mai menționat, Patanjali nu vorbește mult despre Dumnezeu, despre divinitate, despre Ishvara. Dar cei care fac parte din cercurile spirituale știu, dacă vrei să afli mai mult despre Ishvara, atunci studiezi Bhagavad Purana. Și interesant că și Bhagavad Purana pe alocuri are afirmații foarte dure și foarte radicale de gen. După moarte, până și trupul unui rege e mâncat de vreun animal și transformat prin urmare în excrementele acestuia. Sau este ars într-un crematoriu, devenind cenușă, sau e așezat într-un mormânt în care produce viermi și gângănii. Deci o altă extremă, o atitudine de aversiune, indiferență față de corp, de disprețuire față de corp, pe alocuri chiar o atitudine de ură sau chiar de demonizare a corpului nostru. Corpul, cum am mai spus, este considerat a fi o povară al sufletului, care este compus din lucruri murdare, din materia moarte, din piele, grăsime, oase, excremente, păr, unghii și paraziți și alte substanțe care absolut nu sunt romantice. Și iată, o să vă dau un exemplu dintr-o scriptură budistă care se numește Mahapragna. Paramita Shastra, în capitolul 16, se spune: din cap până în picioare și de pe toate cele patru părți, corpul este doar un sac zdrențuit plin de impurități, rău mirositoare. Îmbăiați-l cu apă parfumată, decorați-l cu haine și podoabe frumoase, hrăniți-l cu cele mai bune mâncăruri și la sfârșitul zilei, oricum toate aceste lucruri vor deveni impure. Chiar dacă îl veți îmbrăca în haine cerești și îl veți hrăni cu hrană cerească, din cauza corpului însuși, toate acestea vor deveni impure. Asta se numește impuritatea cauzată de însuși natura intrinsecă a corpului, care tehnic se numește svabava aushuci. Deci svabava aushuci înseamnă corpul nostru, după definiție, este impur.
Și, cum am mai spus, din cauza aceasta, multe tradiții spirituale au o atitudine cumva de dispreț față de corp. Ei consideră că corpul reprezintă un obstacol major pentru eliberarea sufletului. Și, cum am mai menționat, chiar și scripturile satvice, cum este Bhagavad Purana, uneori au acest gen de afirmații. Dar aici aș vrea să fac o mică remarcă. Înțelepții care fac acest gen de afirmații, ei sunt suflete realizate și ei de obicei sunt brahmachari. Brahmachari înseamnă yogin care urmează un jurământ de castitate. Și atunci, în cadrul acestui jurământ de castitate, ei trebuie să-și trateze corpul său într-un anumit gen radical. Deci ei, fiind călugări, fiind brahmachari, ei trebuie în final să renunțe complet la identificarea cu corpul său. Și de ce? Pe alocuri, ei își permit cumva acest gen de afirmații dure despre corpul nostru fizic. Dar trebuie să înțelegem aceste afirmații în ansamblu holistic. Pentru că avem și alt gen de afirmații în aceeași Bhagavad Purana și mai târziu o să vedem niște versete din Bhagavad Purana care explică puțin acest subiect dintr-un alt punct de vedere. Și aici avem a treia atitudine, este exact acest alt punct de vedere, este a treia atitudine, deci o atitudine de folosire al acestui corp în avantajul avansului nostru spiritual. Și aici avem un citat din Bhagavad Purana și Mahabhagavatam care spune: corpul uman care poate acorda beneficiul suprem al vieții umane este obținut automat prin legile naturii și este o realizare foarte rară. Deci o realizare foarte rară înseamnă o realizare foarte prețioasă. Deci corpul este prețios. O să vedem mai târziu un alt verset în care se spune: Anityam apiha dhira turnam ateta napated anusmiya mannam, care se spune: la vasu durlamam idam bahusam bhavante manushyam arthadam. Manushyam arthadam înseamnă corpul reprezintă un lucru foarte prețios, o realizare foarte rară, cum se spune aici. Acest corp uman poate fi comparat cu o corabie perfect construită. Și vedem, eu țin minte la lecțiile de arte plastice, la lecțiile de pictură, deci profesorul nostru ne spunea: uitați-vă cum Dumnezeu a creat mâna. Deci mâna poate să înfăptuiască mișcări perfecte. Sau uitați-vă la designul feței noastre. Deci o picătură de apă când curge pe fața noastră, ea nu se duce în ochi, ea o ocolește. Deci pentru că însuși designul craniului nostru este făcut într-un mod în care apa sau picăturile de apă ocolesc cu ochii nostru și nu ne deranjează vederea în acest mod. Deci de aceea vedele spun, Bhagavad Purana spune că acest corp uman poate fi comparat cu o corabie perfect construită, care îl are în frunte pe maestru spiritual, guru, ca și pe capitanul corabiei și care are instrucțiunile supreme personalității a divinității descrise în vede, ca pe niște vânturi favorabile care îi direcționează cursul spre iluminarea spirituală. Având în vedere toate aceste avantaje, o ființă umană care nu își folosește viața umană pentru a traversa oceanul existenței materiale trebuie considerată a fi un ucigaș al sufletului său. Deci uite, ai un corp care este perfect, un instrument perfect, folosește-l pentru a traversa viața sau existența materială, pentru a trece de pe malul vieții condiționate, samsarice, în karma, spre malul lui Samadhi, spre malul eliberării din ciclul de naștere și de moarte. Deci asta este o a treia abordare față de corpul nostru fizic. Deci corpul nostru este, da, este un prieten problematic, Dukhalayam Ashashvatam, el este temporar, el este plin de mizerii, tot timpul ne doare ceva, poate tinerii până la 30 de ani încă nu simt aceste lucruri, dar garantat, după 35 spre 40 de ani o să începe să simțiți, corpul vostru o să începe să vă spună: salut, uite, ficatul tău este aici, inima ta este aici, plămânii tăi sunt aici, tensiunea arterială este aici, genunchii tăi sunt aici. Și deja genunchii tăi și capul tău se spune că încă în curând vine ploaia și așa mai departe. Deci corpul este un prieten problematic, dar totuși un prieten necesar care aduce un folos crucial în avansul spiritual al sufletului. Și în această referință, acel Bhaktivedanta Swami, marele maestru spiritual Bhaktivedanta Swami, el spunea:
Make the best use of a bad bargain. El spunea, trebuie să obținem un profit maxim dintr-o negociere proastă. Deci asta trebuie să fie atitudinea noastră față de corpul nostru fizic. Pentru că ura față de corp, cum am mai spus, de asemenea, este o atitudine ignorantă, un aspect al ignoranței. Da? Dar în același timp, romantizarea sau idolatrizarea corpului nostru tot nu este un lucru bun. De ce? Pentru că duce la un narcisism spiritual, la o iluzie și la o condiționare de existență materială. Sau respingerea corpului duce la un fanaticism, la o asprime, la o inimă de piatră, care nu este un lucru favorabil pentru avansul spiritual. Vedele spun că tapasya brahmacharyena, în Bhagavad Gita, Krishna spune, trebuie să urmezi calea de tapasya, trebuie să urmezi calea de brahmacharya, calea de castitate, trebuie să abhyasa yoga yuktena, trebuie să practici yoga, practica de abhyasa, practica de sadhana. Dar în același timp, dacă o iei prea dur cu corpul tău și dacă urmezi niște practici de tapasya foarte severe, practici ascetice foarte severe, atunci inima ta devine împietrită și tu nu mai ești capabil să manifesti compasiune față de alte entități vii. Deci aceste abordări în care corpul este complet respins, corpul este considerat a fi ceva impur, noi o proiectăm și față de alte entități vii care uneori se mai întâmplă când femeile oferă unor saniasi niște flori sau le oferă niște daruri și acei saniasi stricți și cumva crânceni îi aruncă câte un dirty look, câte o privire din aia foarte severă, dură și spune femeie, pleacă de aici pentru că ești impură sau un copil este impur sau atitudinea față de animalele domestice de asemenea tot este cumva o atitudine super radicală. Deci lucrurile trebuie să fie ținute în echilibru și trebuie să avem o înțelegere echilibrată ca să nu fim afectați de avidia. Și atitudinea aceasta echilibrată aduce la avansul spiritual. În limba sanscrită, corpul nostru este numit deha. Deha înseamnă, deha este compus din două rădăcini, deh, ceea ce înseamnă a proteja, și aha de la aham, ceea ce înseamnă sufletul sau sinele nostru. Deci, cu alte cuvinte, deham este un dar de la Dumnezeu care trebuie să protejeze sufletul. Nu trebuie să-l condiționeze și mai tare, da? Dar în același timp trebuie să-l protejeze. Deci, corpul nostru este un dar pe care Ishvara, Dumnezeu, ni l-a dat, nu pentru a ne gratifica simțurile și a ne condiționa în narcisism spiritual și mai mult, nu pentru a respinge acest dar de la Divinitatea Supremă, dar pentru a proteja sufletul și a ajuta sufletul în avansul nostru spiritual. Acum, sunt convins că profesorii de yoga și practicanții de yoga deseori au auzit acest faimos verset din Brihadaranyaka Upanishad care spune Asatoma sat gamayo, mrityam mam amritam gamayo. Tamasima Jyotir Gamaya Om Shanti Shanti Shantihi. Traducerea. O, Doamne, te rog să mă conduci de la Asat Sat Gamaya, de la irealitatea existenței iluzorii la Sat, adică la realitatea conștiinței spirituale. Mritya Mam Amritam Gamaya. Te rog să mă conduci de la Mritya, de la moartea în ciclul de naștere și de moarte la nemurirea spirituală. Și tamasima jyotir gamaya. Te rog să mă conduci de la ignoranță, tamas, de la ignoranță, de la întunericul ignoranței al existenței materiale la jyoti. Jyoti înseamnă lumina realizării sinelui. Iată, acest verset, într-un sens, descrie diferența dintre vidya și avidya, dintre cunoaștere și ignoranță. Și nu vorbim acum despre ignoranță ca despre lipsa de cunoaștere. Vorbim despre ignoranță ca despre o anumită stare de spirit care este opusul lui videa înțelepciunii spirituale. Deci, cu alte cuvinte, avidia nu este pur și simplu lipsă de erudiție, lipsă de informații sau lipsă de cunoștințe.
Avidea este o mentalitate care se opune eliberării, care se opune lui yoga, adică comuniunii dintre suflet și suprasuflet. Asta, în esență, înseamnă avidea. Deci, încă o dată vreau să repet. Avidea este o mentalitate care se opune eliberării, care se opune valorilor spirituale. Deci, încă o dată revin la ideea că avidea este un gen de energie întunicată care acoperă sufletul. Și în această referință aș vrea să povestesc o povestire. Acum, duminică, la programul nostru de Satsanga, la Centrul de Studii Vedice, eu am povestit această povestire. Dar eu aș vrea să o mai povestesc încă o dată. Am mai adăugat niște detalii și cei care au fost prezenți la această discuție de duminică, nu schimbați canalul, stay on channel, pentru că vor fi niște detalii foarte interesante care cumva ne vor ajuta să auzim această povestire din perspectiva acestei discuții despre avidea. Este o povestire puranică din scripturile puranice despre un erou, numele lui era Kailas. Și Kailas era o persoană simplă, un suflet, să spunem așa, însetat de viața materială, raga, despre care o să vorbim data viitoare. Deci tot o anumită cleșa care l-a afectat pe el era raga. Raga înseamnă setea de activități materiale și de bucurii materiale. Și se spune că odată marele înțelept Narada, care este un suflet eliberat, un asociat etern al lui Ishvara, al Divinității Supreme, odată Narada Muni a ajuns în Vaikuntha, în lumea transcendentală, lumea care de fapt este originea sufletelor care mai târziu, dintr-o cauză sau din altă cauză, nimeni nu știe care este cauza, deși unele tratate vedice spune că cauza este avidia. Deci ei cumva au fost afectați de avidia, de această energie întunecată. Deci Narada ajunge în Vaikuntha, în acest salaș transcendental, care este salașul lui Ishvara, Divinității Supreme, care este prezent acolo în formă diferitor sale expansiuni, forme de Vishnu, în diferite aspecte ale sale, în care Vishnu interacționează cu devotații săi eterni, cu asociații săi eterni. Și Narada îl vede pe Ishvara, pe Krishna sau pe Vishnu, îl vede plângând. Și Narada a fost foarte surprins pentru că însuși cuvântul Vaikuntha înseamnă loc în care nu există anxietate, loc în care nu există suferință. Loc în care nu există kleșa care devin cauza suferințelor în existența materială. Și prin urmare, Narada a fost foarte surprins și îl întreabă pe Ishvara, Ishvara, o Krishna, tu ești Satchitananda, tu ești plin de beatitudine, tu ești plin de eternitate și de cunoaștere și tu ești Ananda, plin de Ananda, tu ești personificarea beatitudinii spirituale, cum poți tu să plângi în lumea transcendentală? Și atunci este o metaforă, o povestire alegorică, dar e foarte interesantă. Vishnu spune lui Narada, spune, eu plâng pentru sufletele decăzute în lumea materială. Și chiar uneori se spune că ochii roșii ale lui Vishnu, care aseamănă foarte mult cu niște petale ale florii de lotus, sunt roșii din cauza că sunt asemănătoare cu floarea de lotus, dar de asemenea pentru că Vishnu duce dorul de entitățile vii care l-au respins. Cândva l-au respins, au devenit rebelioase și au venit în lumea materială ca să încerce să devină ei singuri Dumnezeu, să devină ei singuri Ishvara. Și pentru aceasta au primit de la natura materială și primesc în continuare diferite corpuri fizice, corpuri materiale, prin care ei încearcă să joace rolul lui Dumnezeu. Acum joc rolul lui Dumnezeu în formă de pasăre, acum joc rolul lui Dumnezeu în formă de ființă umană, în formă de semizeu, în formă de entitate demonică, asura și așa mai departe. Deci noi încercăm diferite măști ca să vedem, să primim anumite senzații de independență față de Ishvara, de Divinitatea Supremă. Starea care se numește în scripturile yogine starea de vi-yoga, adică stare de despărțire de divinitate. Și Vishnu îi spune, simt un dor față de sufletele decăzute care sunt o parte integrantă fragmentară din mine. În Bhagavad Gita, Krishna spune, Mama evam sha jivaloke, jivaloka sanatana, jivabhuta sanatana, îi spune, entitățile vii în această lume materială reprezintă eternele mele părți fragmentare care cândva s-au desprins de mine, au decăzut în lumea materială și acum,
datorită vieții condiționate, ele se luptă din greu cu cele șase simțuri ale corpurilor sale, care includ de asemenea și mintea. Și Narada atunci îl întreabă pe Vișnu, îi spune, pot eu cumva să te servesc, Doamne, cum pot să te ajut în această referință ca să nu mai plângi, ca să nu simți această durere față de entitățile vii? Și Vișnu, Krishna, atunci îi răspunde lui Narada și îi spune, dacă vrei să mă ajuți, chiar acum mă gândeam la fiul meu decăzut, la un suflet decăzut, pe nume Kailas, care locuiește acum pe planeta Pământ, și dacă vrei, du-te la Kailas și spune că Krishna, Vishnu, te așteaptă chiar acum, înapoi, în Vaikuntha. Spune că eu îl aștept cu mare drag și dacă el vrea, eu îl eliberez de ciclul de naștere și de moarte, îi ofer moksha sau kaivalya sau samadhi chiar acum îi ofer. Și, pe lângă aceasta, el nu va trebui să urmeze principiile de yama și niyama, el nu va trebui să urmeze vreo sadhana, vreo practică spirituală, el nu va trebui să înfăptuiască tapasya, asceze sau să studieze scripturile vedice. El poate să se întoarcă chiar acum în clipa asta, doar să-și dea acordul. Narada, bineînțeles că a fost foarte încântat și a spus cu siguranță care ignorant va spune nu la o asemenea ofertă din partea Divinității Supreme și a spus, e un lucru de doi bani. Foarte repede voi înfăptui acest lucru. Și atunci Narada, prin puterea sa mistică, prin sidiurile sale paranormale, el cu puterea, cu viteza gândului apare exact în locul în care se afla Kailas și apare în fața lui și Kailas, văzându-l pe acest înțelept Narada, s-a prosternat în fața lui și îi spune cu mâinile în fața pieptului, spune Narada, o mare maestre spirituală, eu știu cine ești tu, am citit și eu scripturile vedice și sunt foarte fericit să te văd, te rog să intri în casa mea și să stai jos. Și Narada atunci îi spune, o, Kailas, te rog să nu-ți mai pierzi timpul tău prețios cu toate aceste elemente din eticheta vedică, nu mai oferi un scaun sau un loc de șezut, nu mai oferi un pahar cu apă sau puțină mâncare, hai să lăsăm lucrurile acestea la o parte. Scripturile vedice spun că atunci când vine un musafir în casa ta, trebuie să oferi neapărat ceva, un loc de șezut, un pahar de apă, trebuie să oferi puțină mâncare și dacă ești foarte sărac și nu ai aceste lucruri, trebuie să oferi măcar niște cuvinte dulci, da? Niște cuvinte plăcute. Și atunci Narada îi spune lui Kailas, Kailas, hai să lăsăm la o parte eticheta vedică, să ne concentrăm pe treabă acum. Uite, Krishna, eu am fost acum în Vaikuntha și Krishna ți-a trimis un mesaj ție personal. El a spus că el poate să te elibereze chiar în clipa aceasta. El vrea să te reia înapoi, să te întoarcă înapoi în sălașul său spiritual, în casa ta originară spirituală. Și pentru asta nu trebuie să faci nicio practică spirituală, nici o japa de om, nici o svadhyaya, nici un tapas, nici yama și niyama, nimic. Kailas cumva s-a uitat într-un mod ciudat la Narada, a început să zâmbească, dar într-un mod foarte diplomatic a spus, da, o maestre, chiar și acum bineînțeles că sunt gata, Krishna este foarte milos. Și Kailas a început să-l glorifice pe Vishnu, pe Krishna, spunând că el este Satchitananda Vigraha, el este sursa creației și așa mai departe. Și sunt foarte fericit că el își amintește despre mine. Și Narada atunci s-a uitat la Kailas și îi spune, Kailas, te rog să încetezi să vorbești, ești gata să mergi în Vaikuntha sau nu ești gata să mergi? Kailas atunci îi răspunde, o maestre, bineînțeles că sunt gata să merg în Vaikuntha, dar, înțelegi, trebuie să-mi organizez căsătoria. Soția mea este foarte tânără și dacă o las acum, îți dai seama ce se va întâmpla cu ea, plus care va fi reputația yoginilor dacă yoginii își abandonează soțiile sale. Prin urmare, am nevoie de puțin timp, da, ca să-mi aranjez căsătoria. Și în această referință, Shankaracharya, marele maestru spiritual din India de Nord, el spune, el descrie această stare de spirit
al ignoranței, care este o consecință al acestei energii întunecate de avidea. El o exprimă în cuvintele următoare, el spune: copiii sunt captivați de jocurile lor copilărești, tinerii sunt fascinați de plăcerile senzoriale de dragoste în asocierea fetelor frumoase, iar oamenii bătrâni doar gândesc cum să justifice o viață trăită în zadar, care a străfulgerat la fel de repede cum ar fi trecut o luptă complet pierdută. Dar totuși, nici unul dintre ei, din cauza ignoranței, nu este pregătit să depună un efort semnificativ în realizarea adevărului absolut. Și aceasta era starea de spirit a lui Kailas. El nu era interesat în realizarea adevărului absolut. Deci, încă o dată, revin la această idee. Avidia înseamnă o repulsie în față de eliberare, o repulsie față de perfecțiunea spirituală. Și Narada atunci a simțit cumva o compasiune față de Kailas. El n-a vrut să insiste, el înțelegea că liberul arbitru întotdeauna rămâne după suflet, el n-are cum să intervină, deși este o persoană realizată, un mare sfânt, un guru, și a spus: bine, spune-mi, te rog, de cât timp ai nevoie. Și Kailas a spus: păi, lasă-mă să stau puțin cu soția mea, va naște un copil, se va atașa de copilul ei și atunci eu o să renunț la familie și pot să accept să-mi ia și pot să mă eliberez din star. Narada atunci s-a întors după câțiva ani și a văzut că Kailas avea deja mai mulți copii care erau foarte frumoși. Narada s-a apropiat de Kailas și spune: nu, Kailas, ești gata, acum putem să mergem pentru că ai deja mai mulți copii. Kailas îi răspunde atunci lui Narada, spune: o maestre, chiar și acum sunt gata. Krishna este foarte milos. Dar, înțelegi, lasă-mă să mai stau puțin, pentru că am o mică problemă pe care trebuie neapărat să o rezolv. Problema este că soția mea și copiii mei, împreună cu mama mea, toți trăiesc într-o singură casă. Și în această casă există doar o singură bucătărie. Și când două femei se află într-o singură bucătărie, acea bucătărie se transformă într-un câmp de luptă, într-un câmp de bătălii. Prin urmare, trebuie să ofer soției mele o bucătărie separată și mamei mele o bucătărie separată. Prin urmare, lasă-mă încă 2-3 ani ca să construiesc această bucătărie. Între timp și copiii mei vor mai crește, vor deveni mai maturi și atunci o să pot să mă eliberez. Starea lui, de spirit a lui Kailas este o consecință, încă o dată repet, al lui avidya shakti, al acestei energii întunecate, al ignoranței. Vishnu Purana are un verset foarte frumos în această referință în care se spune: Vishnu shaktir paraprokta kshetra gyaike tathapara avidya karma sangya tritya shaktir ishyate. În acest verset se spune: puterea inițială al Domnului Vishnu este împărțită în trei. Deci, puterea inițială sau forța, energia inițială al Domnului Vishnu este energia spirituală. Entitatea vie, kshetra gya, aparține de fapt acestei energii superioare. Pe când a treia energie, numită energie materială, acoperă entitatea vie cu ignoranță și o angajează în tot felul de activități fructoase karmice. Avidya, karma, sangheya. Avidya, ignoranța, stimulează activitățile karmice, activitățile fructoase în cadrul existenței materiale. Și de ce? Sufletul care este afectat de avidie, el nu este interesat în avansul spiritual. Mai departe, înțeleptul Narada atunci a spus: bine, te las ca să ai timp să construiești aceste bucătării, dar nu uita, timpul trece foarte repede și voi reveni în curând. Și atât, în câțiva ani, Narada Muni de asemenea se întoarce și îl vede pe Kailas, care se joacă cu nepoții săi deja în curtea casei sale mari. Și Narada îi spune: no, Kailas, ești gata? Ne întoarcem acum în lumea spirituală? Și Kailas răspunde: îmi pare rău, Narada, dar din păcate am câțiva nepoți și ne va avea grijă de ei, pentru că copiii mei cumva sunt nu sunt chiar super calificați. Și de aceea eu
sunt mai bătrân decât ei, sunt mai înțelept decât ei și fără înțelepciunea mea, cum o să poată ei să-i educe pe nepoții mei. Deci, prin mare, hai mă lasă-mă puțin timp. Vine după câțiva ani. Narada s-a întors după mai mulți ani și Kailash deja era mort. El deja și-a părăsit corpul său. Și atunci, dezamăgit, Narada a vrut deja să plece, s-a gândit că, ok, din păcate, am pierdut acest suflet. Și la un moment dat, Narada a observat un câine care letra cu voce umană la el și spune: O, Narada, acesta sunt eu, Kailash. Narada a fost foarte surprins, s-a uitat la Kailash în corp de câine și spune: O, Kailash, tocmai te afli în corp de câine, ce faci tu? Ce s-a întâmplat cu tine? Cum te-ai reîncarnat în acest corp? Chiar dacă vrei, uite, chiar acum putem să te eliberăm din acest corp și plecăm înapoi în Vaikuntha, în lumea spirituală, vei obține eliberarea. Dar câinele Kailash a răspuns, a spus: scuze, o maestre, dar fiii mei sunt foarte neatenți și de asemenea nepoții mei sunt foarte neatenți la bogățiile pe care noi le-am acumulat cu soția mea în timpul vieții noastre, prin muncă grea și prin urmare, fiind un câine în casa lor, în curtea lor, acum eu le protejez averea lor de hoți. Prin urmare, te rog să vii ceva mai târziu. Narada iarăși a plecat foarte dezamăgit. După mai mulți ani, Narada s-a întors încă o dată și a aflat că deja câinele a murit. Narada era foarte dezamăgit și s-a gândit că acum, de data asta, cu adevărat am ratat acest suflet. Și atât Narada, când se plimba în spatele casei lui Kailash, a vrut să mai vadă încă o dată această casă. La un moment dat, un șarpe a ieșit în calea lui Narada și a început, eu țin minte cum Radhanath Swami povestea această povestire și el spunea într-o manieră foarte haioasă, el spunea: Narada, that's Kailash, știți cum sâsă șerpii de obicei, Narada, that's me, Kailash. Și Narada îl întreabă: Kailash, tu ce faci acum în corpul acesta de șarpe? Vină în Vaikuntha chiar acum, te eliberezi chiar acum. Șarpele atunci îi spune lui Kailash, adică șarpele, Kailash îi spune lui Narada, îi spune: O, maestre, îmi pare rău, dar din păcate nici acum nu pot să merg. De ce? Pentru că câmpurile care aparțin copiilor și nepoților mei nu sunt protejate de nimeni, pentru că deseori vin elefanți, deseori vin hoți, deseori vin alte animale care fură fructe și fură roadele din câmpurile familiei mele și atunci eu în formă de șarpe le protejez. Narada de data aceasta n-a mai rezistat. Și Narada atunci a strigat și a chemat membrii familiei și a spus: uitați-vă, un șarpe, un șarpe. Și în India, un lucru interesant, vedele spun că există niște entități vii, cum ar fi, de exemplu, sufletele care sunt condiționate de corpul de șarpe, corp de scorpion, corp de păianjen veninoși. Acest gen de entități vii nu pot să se reîncarneze într-un următor corp până când nu sunt uciși. Ei trebuie să fie uciși. Deci, da, avem principiul de ahimsa, dar sufletele care au obținut prin legea karmei acest gen de corpuri, ei sunt foarte vicioși, sunt foarte păcătoși. Și prin mare cau pe sau deșert până când nu vor fi uciși. Deci, Cosmine, mă auziți? Da, pică... Alo, mă auziți? Pică înregistrarea. Sunt probleme la Zoom. Scripturile vedice ajungem din nou. Niște beceți s-au început să-l bată. Și șarpele striga: sunt eu, Kaila, sunt tatăl tău, nenorocitele, sunt bunelul tău, nenorocitule. Dar bineînțeles că nepoții
și a părăsit corpul său și în acel moment deja n-ar de... cauza ignoranței. Și prin urmare, deci, scopul vieții umane nu este de a idolatriza cumva corpul nostru, nu este de a cădea în extrema când noi ne îndrăgostim de corpul nostru, scopul vieții umane nu este de a respinge corpul nostru, scopul vieții umane este de a folosi într-un mod corect corpul nostru fizic, care ne ajută să avansăm spiritual. Și o să termin discuția de astăzi cu un verset din Bhagavad Purana în care se spune: La vasudula bamidam bahusam bhavante, manushya martadam anityam apiha dhira, turnam yatetana patet anumritu yavan, nishreya saya vishreya kalu sarvata siat. După multe, multe nașteri și morți, prin cele 8.400.000 de specii de viață, sufletul în sfârșit ajunge la forma rară de viață umană, care, deși este temporară, oferă posibilitatea de a atinge cea mai înaltă perfecțiune spirituală. Astfel, atâta timp cât corpul său, care este mereu supus morții, nu a căzut și nu a decedat, o ființă umană inteligentă trebuie să se străduiască rapid să atingă perfecțiunea finală a vieții. La urma urmei, gratificarea simțurilor este disponibilă chiar și în cele mai abominabile specii de viață, șerpi, câini, scorpioni și așa mai departe, cum ar fi porcii și câinii, în timp ce conștiința de Dumnezeu este disponibilă numai unei ființe umane. Nu? Și asta a fost discuția despre avidea, despre ignoranță și unul dintre aspectele principale al avidei sau al ignoranței este respingerea ideii de eliberare din ciclul de naștere și de moarte și de atașare față de corpul fizic. Deci, avidea este prima dintre cele 5 kleșa despre care vorbește înțeleptul Patanjali în Sutra 5. Și data viitoare o să vorbim despre următoarele kleșa sau obstacole care sunt asmita, ceea ce înseamnă egoismul sau sinele egotic, ahankara. O să vorbim despre raga, ceea ce înseamnă dorința sau atașamentul față de gratificarea simțurilor. O să vorbim despre dveșa, ceea ce înseamnă aversiunea, sau mânia, de asemenea, se încadrează aici în dveșa, hate, deci ură, de asemenea, se încadrează în dveșa. Și vom vorbi despre abinivesha. Abinivesha înseamnă frica de anihilare sau frica de moarte, sau se mai spune uneori, se mai traduce ca agățarea față de viață. Deci acestea sunt clash-uri care generează suferințe în cadrul existenței materiale, și atâta timp cât un yogin este atașat de aceste clash-a și gândește în cadrul acestor clash-a și este afectat de aceste clash-a, el n-are cum să atingă eliberarea. Prin urmare, înțeleptul Patanjali oferă suficient timp pentru a analiza aceste obstacole și pentru a ne ajuta să le depășim. Vă mulțumesc mult pentru atenție și dacă aveți acum niște întrebări referitor la adevărurile pe care le-am discutat astăzi. Da, Badu, ai o întrebare. E o întrebare. Mulțumim pentru lecție. Acum e posibil să ne încurce și traducerea, ca să zic așa, și o chestie minoră, nu vreau să zic că contra, dar eram totuși cumva curios cum punem în balanț sau cum putem să privim mai holistic această afirmație din Srimad Bhagavatam, care zice că corpul uman este obținut automat prin legile naturii și este o realizare foarte rară. Faptul că știm că corpul uman este o grație din partea divinității și cumva, nu, versetul nu zice este un cadou din partea lui și zice că poate fi, că este obținut automat prin legile naturii. Corpul uman este obținut ca o consecință a unei combinații de muncă de echipă.
Deci o muncă de echipă din punct de vedere al lui Ishvara, care este îngăduitor și el aș vrea să ofere cât mai multe corpuri umane entităților vii, pentru că anume corpul uman oferă ușa eliberării, să spunem așa, dar în același timp este automat din punct de vedere al legii karmei, pentru că trebuie să meriți corpul uman. Și prin urmare este o combinație. Dintr-o parte, deci corpul uman este generat sau este, cum se spune, este designul corpului uman și inteligenței umane este făcută de Ishvara însuși ca să ofere ființei umane eliberarea din ciclul de naștere și de moarte, o cale ușoară de eliberare din ciclul de naștere și de moarte. Din altă parte, totuși, noi obținem acest corp după multe reîncarnări, prin cele 8.400.000 de forme de viață. Deci, în acest sens, este automat că după ce te-ai renăscut în corp de șerpe, de scorpion și ai trecut prin aceste scări de evoluție, deja automat îl obții și corpul uman. Deci, n-ai încotro. Vii, conștiința ta se dezvoltă până când atingi corpul uman. Și de asemenea o influență de asemenea în această întrebare o are și karma. Deci dacă ai merite karmice pentru a obține un corp uman. Eu am vrut astăzi să citesc un lucru, dar m-am gândit că va fi o descriere foarte lungă. În Bhagavad Purana avem niște versete foarte interesante în care în canto 4 din Bhagavad Purana semizeii explică cum ei stau în rând pentru a obține o reîncarnare într-un corp uman pe pământ. De ce? Pentru că corpul uman oferă posibilitatea de a obține eliberare din ciclul de naștere și de moarte. De ce? Într-un sens, e un lucru automat. Noi îl primim datorită evoluției sufletului prin cele 8 milioane de forme de vii, forme de viață acvatice, forme de viață mișcătoare, nemișcătoare și până la urmă atingem forma umană. Din altă parte, este un dar în sensul în care tu corect folosești corpul uman pentru a atinge perfecțiunea, atunci el este un dar. Dar dacă nu-l folosești într-un mod corect, atunci ești penalizat și atunci intră în vigoare legile automate ale naturii materiale, care sunt legea karmei. Am înțeles. E ca la facultate. Profesorul poate să vrea să-ți dea 5, dar dacă tu nu ai scris nimic, nu are cu ce să te ajute. Exact. Atunci automat primești 2 sau 1. Manel, mă bucur foarte mult să te vedem. Mai avem vreo întrebare? Da, am și o întrebare, Rada Govinda. Ați menționat de acel narcisism pseudo-spiritual. Așa. Și cunosc și știu de profesori de yoga care își promovează mai degrabă corpul propriu decât cunoaștere spirituală sau se folosesc de corp pentru a atrage oamenii interesați de spiritualitate la cursurile lor și așa mai departe. Și eram să în vede se descrie cumva că se va întâmpla acest lucru în Kali Yuga și care este motivul de ce atât de mulți oameni zilele noastre sunt atrași de astfel de așa zisă cunoaștere dată de astfel de așa zisă profesor de yoga. În Vede există foarte multe afirmații și descrieri despre ce se va întâmpla în Kali Yuga, în cercurile spirituale. Printre primele descrieri care sunt în această referință este faptul că discipolii nu vor avea capacitatea sau abilitatea de a-și trata într-un mod corect maieștrii săi spirituali. Chiar uneori se spune că discipolii îi vor invidia pe maieștrii săi spirituali, îi vor respinge, îi vor batjocori și chiar Garuda Purana afirmă că uneori îi vor bate, deci îi vor exploata și îi vor bate. Deci avem primul lucru, avem discipoli necalificați în Kali Yuga, în epoca de fier în care trăim în prezent, care este dominată de avidia, dominată de ignoranță. Mai departe avem maieștri spirituali care ar trebui să fie suflete eliberate, ar trebui să fie suflete eliberate de vicii, ar trebui să fie suflete eliberate de condiționări în forma acestor kleșa despre care se discută aici în Sadhana Pada. Dar, din păcate, vedele spun că deseori
cine vor deveni guru. Guru vor deveni oameni care vor să-și facă o carieră, pentru că este foarte ușor să spui două, trei prostii și să faci o față foarte serioasă și să atragi alți neghiobi, alți proști care te vor asculta și te vor accepta imediat ca pe un avatar și vor considera că ei avansează spiritual, și atunci acest gen de oameni incompetenți vor profita de ignoranța maselor de oameni și vor face carieră în cadrul cercurilor spirituale. De aceea aceste situații sunt descrise. Deci problema maestrilor de căzuți și problema discipolilor de căzuți este foarte bine iluminată în scripturile vedice și în scripturile sfinților care au comentat scripturile vedice. Deci este un lucru bine cunoscut. De aceea vedele spun: sadhu savadan, o practicant spiritual, fiți atenți. Fiți atenți pe cine acceptați ca pe guru, fiți atenți de asemenea cât de sincer sunteți voi atunci când întâlniți un guru autentic sau un guru veritabil, fiți atenți să-l tratați corect, să aveți o conduită corectă, să fiți respectoși și să vă comportați așa cum trebuie să se comportă un discipol pentru a asimila cunoașterea spirituală. Deci, da, cu siguranță răspunsul este da, problema este abordată în scripturile vedice. Nothing new under the sun. Deci ne-au avertizat și trebuie să fim în gardă în această referință. Deci încă o dată revin la ideea tatasta vichar. Tatasta vichar înseamnă trebuie să ai o abordare când întâlnești un guru, trebuie să ai o abordare cumva detașată, o abordare trează, o abordare chiar să spunem la început sceptică puțin și o abordare de testare a maestrului spiritual, pentru că în prezent avem super mulți oameni, profesori de yoga, în cadrul de Ashtanga yoga, de Hatha yoga, de Bhakti yoga, care they don't walk their talk, din păcate. Și atunci efectul cel mai urât care se întâmplă este că oamenii își pierd credința în calea avansului spiritual din cauza unei asemenea conduite. Deși astăzi am întâlnit un citat foarte interesant, ceva de genul, să încerc să mi-l amintesc, dar era ceva de genul că o persoană hotărâtă nu se dezamăgește la primele obstacole care le întâlnește și nu justifică cumva, nu justifică că, uitați-vă, și în cercurile acestea spirituale există impostori și așa mai departe. O persoană sinceră care întâlnește acele obstacole, le depășește pentru că vrea să vadă ce se află dincolo de aceste obstacole. Deci vedele spune: Tava teva jigyasa, tatva jigyasu natmayat, anvayat vyati rekabhyam yatsyat sarvatra sarvada. Cel care caută adevărul absolut trebuie să caute adevărul absolut până când nu-l va realiza, folosind căi directe, căi indirecte. Căi directe înseamnă atunci când întâlnim învățături corecte, învățături autentice, și căi indirecte înseamnă atunci când întâlnim învățături incorrecte, din păcate, când întâlnim impostori, și din asta avem de învățat, pentru că prin exemplul lor ei ne învață ce nu trebuie să fie făcut în calea avansului spiritual. De ce Bhagavad Purana spune: Tava teva jighesa tatva jighesu natmanat, anvayat vyati rekabhyam yatsyat sarvatra sarvada. Prin căi directe și indirecte trebuie să căutăm adevărul absolut până când nu îl vom realiza complet, total. Asta înseamnă stare de spirit al unui discipol. Mulțumesc. Cu mare drag. Avem ceva pe Facebook, Cosmine? Avem vreo întrebare astăzi? Nu, astăzi nu avem nicio întrebare. Bine, atunci o să încheiem aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și ofer cuvântul lui Cosmin. Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru participare și pentru că ați fost un public deosebit ca de obicei. Astăzi am avut o lecție foarte interesantă studiind acest aforism cu numărul 5 din al doilea capitol. Am învățat în profunzime despre ce înseamnă să te consideri
una cu acest corp și a considerat că acest corp este real. Și a fost această comparație foarte frumoasă, precum, este precum a considerat SIDEF-ul drept argintul. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Sau o frânghie cu un șarpe. Deci, practic, ignoranța este a confunda un lucru ca fiind altceva. Apoi am explorat cele trei atitudini ale oamenilor referitor la corpul său și am văzut care este atitudinea corectă pentru avansul spiritual. Și mai departe am concluzionat cu faimoasa poveste a lui Kailash, la care am auzit chiar o versiune foarte, foarte detaliată de această dată și foarte frumoasă. Și ne cerem scuze că a picat puțin zoom-ul fix în momentul în care se concludea povestea. Bucata care s-a pierdut a fost că Narada Muni a chemat familia și a zis șarpele, șarpele. Și au venit și l-au bătut cu bețele, pentru că așa se poartă în India. Foarte mulți copii, din păcate, sunt atacați de acei șerpi și le provoacă traume. Tocmai de aceea, aceștia și propria familie, practic, l-au bătut pe Kailash. Am zis să repet, în caz că cineva era curios de acea bucată care s-a pierdut. În rest, totul a revenit foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Vă așteptăm următoarea miercuri, la ora 19, la fel ca și aici, pentru a continua. Mulțumim! Mulțumim! O seară frumoasă! O seară bună! La revedere! Seară frumoasă! Mulțumim! Thank you.